Cum explicați expresia din 1 Corinteni 3 cu 15, mântuit ca prin foc? Așa este. Nici chiar nu necesită explicație, decât un pic de, să zicem, reordonarea cuvintelor. Un om poate fi mântuit printr-o singură privire a lui Dumnezeu. L-a privit pe Petru și în clipa când l-a privit a fost de ajuns. N-a vorbit niciun cuvânt, nu i-a zis nimic, decât s-a uitat la el. Tâlharul acesta a avut același schimb, nu i-a spus Iisus nimic. L-a văzut pe Iisus cum răspunde la batjocură și la tratamentul acesta și a înțeles tot. Un altul nu înțelege din priviri, altuia îi trebuie o vorbă. Și atunci Dumnezeu îi trimite o vorbă. Prin cineva, cumva, da. Ei, e un altul care nu poate fi mântuit decât prin foc. Deci îl bagă în foc și așa cum scrie Petru despre aur, iese curat, luminat. Dacă nu ar fi această încercare de foc, nu ar fi niciun alt mijloc prin care sufletul meu să înțeleagă un anume lucru. Cum să creadă David că ce a făcut el este o faptă groaznică? A, păi, dar doar el e împăratul, ce treabă are? Până a ajuns fiica lui de a căzut în aceea situație groaznică în care a fost el și atunci, clic, a spus, da, gata, știu ce înseamnă asta, îmi dau seama. Deci, mântuit ca prin foc. Acolo are sensul fin al expresiei, acordul fin, vrea să spună, gata, gata, să fie pierdut. Da, exact. Acesta e sensul fin. În ce privesc mijloacele de mântuire, unor oameni Dumnezeu le-a vorbit cu tunetele de pe Sinai, altor oameni le-a vorbit cu susur blând. Depinde, deci, dar ceea ce este sigur, absolut sigur, este că nu există nimeni pe pământul acesta al cărui limbaj și a cărui limbă să nu o cunoască Dumnezeu și să-i vorbească desăvârșit și pe înțeles. Nu există așa ceva. Nu va fi nimeni vreodată care să-i poată spune lui Dumnezeu, nu te-am înțeles, n-am înțeles treaba aceasta. Nu, pentru că el vorbește într-un așa fel încât și a spus, cuvintele acestea au fost repetate, Dumnezeu vorbește când într-un fel, când în altul, în funcție de receptor. Depinde dacă ia seama sau nu ia, da. Care este cea mai mare provocare a părinților din zilele noastre? Este cea care scrie în Biblie. Îmbrăcați-vă în smerenie în relațiile voastre unii cu alții. Acolo vorbește de conflictul dintre generații și acum specific conflictul din familie. Zice că este aproape imposibil să găsești tânăr smerit și bătrân mulțumit. Nu există. Ceva nu e. Ceva lipsește. Nu e. Este aproape imposibil. Copil cu minte și babă bătrână. Ia, copil, asta este. Da. A doua, să știi că merge. Merge. Să spun ceva, da. Una, cineva, persoană ca aceasta, a trecut drumul și a călcat o mașină și i-a protestat împotriva îngerului. Zice, dar de ce nu m-ai păzit când am trecut drumul? Tu ai fost din urmă, te-am cunoscut, că ea ieșea de... I-am zis că, nu știu dacă m-ați auzit, că vorbeam împreună, am zis că mai e proverbul ăsta, copil cu minte și babă frumoasă nu există. Deci acum explicația asta, nu, că n-a cunoscut-o. Că ea ieșea de la un cabinet din ăsta de... Da. Așa, și așa. Și n-a cunoscut-o și atunci a călcat o mașină. N-a cunoscut-o un înger. Da. Revenind, care este... Revenind la întrebare, cea mai serioasă problemă posibilă în familie, între relația dintre părinți și copii, este smerenia cu care comunicăm cu părinți, cu copiii noștri. A venit vremea în care vrem să ne place sau nu ne place, copilul a ajuns părintele omului și acum mă duc la asta mică, băi, fata, ajută-mă și mai cu chestia asta și se rezolvă. Pe de altă parte, transferăm concepte spirituale unei generații care începe să meargă pe drumul acesta și pierdem din vedere că, de fapt, și noi am fost cândva la acest ABC, bastonașe, puncte și așa mai departe, și ne pierdem răbdarea în relațiile cu... De ce nu înțelege? De ce nu vede ca mine? Nu, trebuie o permanentă cooperare cu Dumnezeu. Voi aveți impresia că ați vorbit la telefon cu cineva? Cine a vorbit la telefon cu persoana vreodată? Mă refer la celularele astea care le-am. Nu ridicați mâna, că nu, fiți atent. Nimeni n-a vorbit la telefon cu altă persoană. Tu n-ai vorbit cu ea la telefon în viața ta. Tu știi cu cine ai vorbit?
tu ai vorbit cu un satelit și satelitul ăla a vorbit cu ea. Asta este adevărul. Niciodată nu merge așa decât când discutăm în persoană, dar dacă ai sunat la telefon, ai trimis un apel și de acolo s-a dus apelul în față ceva. În procesul acesta de educație, cooperarea cu Dumnezeu, nu de tipul o să fim noi în stare să vedem apă în stâncă și baf cu bâta și dă-i cu bâta aia, iarăși, nu merge. Generația de copii care s-a născut acum, care s-a născut într-o altă lume cu alt sistem de valori, așteaptă un mod de comunicare cu totul diferit. Și când eu îi vorbesc despre Dumnezeu sau despre valorile vieții acesteia, trebuie să fiu îmbrăcat în smerenie în fața copilului meu. Trebuie să fiu îmbrăcat în smerenie. Și smerenia mea va demonstra că învățătura mea este autentică. Dacă dau o învățătură bună cu mijloace rele, pozitiv cu negativ, indiferent care ar fi diferența de valori, iese negativ, minus 1 cu minus, cu plus miliarde, iese negativ. Și la fel trebuie să fie în viața noastră. Ce părere aveți cu privire la invazia anormală de lăcuste din Nevada? Și prin cantitățile enorme de pește mort de pe coastele apelor din Maryland. Este oare vorba despre semne apocaliptice? Credeți că natura șoptește din ce în ce mai mult vestea venirii Domnului Iisus și expirarea acestui pământ? Este justificată o interpretare de acest gen asupra evenimentelor relatate? Da, o să mă opresc numai la un mic segment. Întrebarea are multiple. E mai complexă, multiple. Putem să o reluăm. Dar ne oprim la un singur mic segment. Niciodată a doua venire a Mântuitorului nostru nu are niciun fel de importanță pentru persoana în viața care nu s-a produs prima venire a Mântuitorului. Dacă nu a venit în viața noastră, aceasta e venirea, revenirea Mântuitorului nostru nu înseamnă nimic. Acesta este primul punct. Al doilea, problemele de natură apocaliptică s-au interpretat. Discutam cu soția pe drum. În 1534, eu hotărât că, pe bază de interpretări apocaliptice și numerologiei, au hotărât că orașul Münster din Germania este Noul Ierusalim. Asta a fost. Au pus numere cap la cap, litere, uite, au arătat, gata, a ieșit Münster. E clar. A urmat un război pe viață și pe moarte, cu mari bărsări de sânge, cu morți fără număr, din cauza unei... Așa. Într-un oraș pe care nu vreau să-l numesc aici ca să nu iau ghionți în cap când mă întorc, tot așa a apărut într-o adunare o doamnă care a explicat teorii din acestea la scufundarea orașului în care erau și așa se face că o grămadă de oameni au luat drumul sau au fugărit exact, au fugit la biserică, unii one way, unii pe sens unic, au plecat în România fără acte, niciodată nu s-a mai întors acolo, s-au rupt familii pe baza interpretării acesteia. Niciodată n-am văzut un astfel de interpret al Apocalipsei care să vină înapoi și să spună măcar ce a spus Jim Baker, acest televanghelist care a comis adulter și a scris o carte atât de mare pe care scrie I was wrong, am păcătuit, am greșit. N-au spus treaba. Nu o să vedeți un astfel de om care dă o interpretare de felul ăsta și după aia să vină înapoi să ceară scuze. Nu se întâmplă chestia asta. Ceea ce arată lipsa de integritate a acestui interpret. Da. Și nu s-a întâmplat nimic în orașul acesta. Și au plecat unii oameni într-o parte, în alta. Febra aceasta care arde multe suflete de oameni, frica aceasta la orice zgomot, vine persecuția, vine decretul, vine nu știu ce, permanent trăirea sub norul acesta arată ce se întâmplă în sufletul acelui om. Biblia spune, dacă e vorba că ție ți este frică de ceea ce vine, tu nu ai pe nimeni, ești un om părăsit, nu ai pe nimeni, absolut pe nimeni. Lui trebuie să-i fie frică într-adevăr, pentru că tu ai pe Dumnezeu, nu ție, dacă tu ai pe Dumnezeu, cu ce ocazie cel neprihănit care tremură în fața celui rău este ca o fântână rea și ca un izvor stricat. Ce să caute treaba aceasta? Nu sfidez pe nimeni, nu ameninț pe nimeni, dar eu știu în sufletul meu că dacă este cineva căruia ar trebui să-i fie frică dintre omului Dumnezeu și omul fără Dumnezeu, ar trebui să-i fie frică omului fără Dumnezeu. Dar semnele astea nu ne arată cumva că suntem mai aproape de revenirea Domnului Iisus? Fără teamă, așa, cu o relație profundă cu Dumnezeu. Evenimentele astea care se întâmplă în jurul nostru ne arată? Sunt niște borne sau sunt niște întâmplări care s-au mai,
care au mai avut loc în istorie și istoria este ciclică, la un moment dat trebuie să trecem și noi prin ele. Aceleași condiții produc aceleași efecte. Marea întrebare este, noi suntem deschiși, noi suntem adventiști. Pe mine m-a întrebat un profesor la universitate, domne, dă-mi un singur argument să mă fac adventist de ziua șaptea. Ținusem o predică acolo și am spus, sunt principiul adevărului prezent, domnul profesor. Ce aia? Și am explicat, uite, adventiștii nu au un crez pe care îl repetă, ci ei privesc adevărul ca o progresie, e în dezvoltare. Nu scrie în Biblie termenul acesta, semnele venirii Domnului, care va fi semnul venirii tale. Și Mântuitorul spune absolut deschis, vedeți că o să moară pește, o să fie așa, o să cadă păsări din cer, cum a căzut acolo, o să plouă cu pești pe stradă, cu broaște, cu sânge, cu apă roșie și așa mai departe. Sfârșitul nu va fi atunci. Scrie negru pe alb, dar nu vrea să ia nimeni seama. Mergem la anumitele evanghelizări, avem lista acolo, uite, semnele venirii, cu tremure, războaie. Și omul din bancă spune, domne, acule, ai văzut prima dată pe astea, am spus mie că astea sunt semne. Care va fi semnul venirii tale? Se va întâmpla așa, 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 vedeți să nu vă spăimântați. Numărul 1, ce e frica asta? Ce este febra asta în inimă? Vedeți să nu se întâmple treaba asta. 2, aceste lucruri sunt începutul durerilor. Evanghelia aceasta a împărăției se va predica în toată lumea la orice faptură spre cunoștință. Atunci va veni sfârșitul. Acesta este semnul. Este semnul. Celelalte lucruri sunt manifestări ale naturii la care bine facem că luăm aminte. Sunt, cum este acum, ecologia în plină detentă pe lume și este un lucru foarte frumos și foarte bun. Să ne ajute Dumnezeu să ținem curat în casă. Băi, ce e rău în treaba aceasta? Însă a trece peste ce stă scris când ne-a fost prezentat așa de clar, iată semnul venirii tale și al sfârșitului veacului care este predicarea Evangheliei, a trece peste aceasta este un domeniu riscant. Dacă m-ar întreba cineva pentru ce să aleagă viața veșnică, ce aș putea să-i spun? În primul rând, îi spune că nici nu știu ce înseamnă viața veșnică. Noi avem 60-70 de ani sau cât ne-a dat Dumnezeu, nu știm ce înseamnă lucrul ăsta. Dar știm că, adică nu înțelegem treaba, noi nu avem proporția aceasta în minte. Nimic ce înseamnă infinit, nemărginit sau așa mai departe. Dar am primit aceasta de la Dumnezeu prin încredere, prin credință. Am încredere în ce mi-a spus El mie. Când îl vom vedea, vom fi ca El pentru că îl vom vedea așa cum este El. Aceasta este promisiunea. Problema nu este dorința vieții veșnice, ci motivației. Cineva ne-a spus deschis nouă din orășelul nostru. Noi, pe mine nu mă interesează chestia asta cu viața veșnică, stau pe un nor, cânt acolo o harfă și ne-a spus tot felul de chestii. Și zic, vezi să nu te ia somnul pe nor și să cazi jos de acolo, dacă tot. Și zice, mie nu, eu n-am nevoie să merg în cer, nu mă interesează. Nu că tu nu ai nevoie să mergi, tu nu ai de ce să mergi acolo și n-ai pentru cine. Dacă ai ști că acolo este ființa iubită, asta schimbă complet. Psalmul 73. Pe cine altul am eu în ceruri afară de tine? În ceruri? De asta vorbim de viață veșnică, pentru că avem pe cineva pentru care să mergem. Dacă nu există motivul acesta, e chiar un plictis teribil lucrul ăsta. Indiferent cât ar fi de frumos și de bun, și de câte, 3 zile și pe 3 zile nu mai trebuie nimeni. Dar dacă există, dacă motivul nostru este cineva, atunci veșnicia ni se pare scurtă. Dar acel cineva trebuie să existe de acum. Da, am vorbit. Venirea are loc întâi în inima noastră, în viața noastră. Și apoi putem să... Ca să poți să spui altora despre viața asta veșnică, trebuie să o trăiești de pe acum. Neapărat. Și trebuie să ai tu acest motiv. Ați văzut când trăiești bucuria familiei, bucuria aceasta a nepoților, a fiilor, a fiicelor, a soției, a soțului. Lucrul acesta este de așa natură că ai vrea să nu se termine niciodată. Pierzi noțiunea timpului, practic. S-a dus acolo. Ai vrea să fie de veci să se întâmple lucrul acesta. Când în sufletul nostru locuiește Mântuitorul, într-adevăr, acolo atingem ideea aceasta de viață veșnică. Aș vrea să nu se termine niciodată. Aceasta este... Adu-ți aminte de mine. Ia. Nu ar putea fi interpretată și în sensul că tâlharul dorea să fie iertat de Iisus? Adu-ți aminte de mine și mântuiește-mă. În cazul ăsta, cererea nu ar mai fi așa de neinteresant.
El, de fapt, a mărturisit păcatul lui și a spus: noi suntem autorii multor fără de legi. I-a spus celuilalt tâlhar: noi suntem vinovați pentru ce se întâmplă aici. Nu e nimeni vinovat că suntem noi aici pe cruce. El arunca, celălalt arunca blamul asupra Domnului, cum se întâmplă în generația noastră care judecă pe Dumnezeu. Spune: tsunami s-a întâmplat din cauza lui Dumnezeu. Unde ai fost când s-a vedeți? Iar le engleze, este de o brăznicie. N-ai văzut de când ești pe fața pământului dialog cu Dumnezeu în urma tsunamisului care a fost sau diverselor cataclisme. Și imediat proiectează asupra lui Dumnezeu și tâlharul ăsta după cruce ăsta spunea că Iisus e vinovat că El este acolo. Dacă tu ești și mai da jos și pe mine de aici. Păi nu eu te-am așezat aici, te-a așezat altceva pe tine aici. Și de aici eu, ce pot să fac eu pentru tine este ce fac pentru omul ăsta. Vei fi cu mine în împărăție astăzi. Iertarea păcatelor, fără discuție, că s-a produs aproape natural în prezența lui Iisus. Niciodată Iisus nu a spus: îți iert păcatele. Nu există cuvântul ăsta. Ci iertate îți sunt păcatele, ceea ce arată Apocalips capitolul 5, el era junghiat, mielul era junghiat, și Roman capitolul 5 arată că printr-o singură hotărâre a lui Dumnezeu păcatele au fost iertate în Hristos Iisus. Printr-o singură hotărâre a lui Dumnezeu. Și de aceea li se spune lor: iertate îți sunt păcatele. Care este cel mai important ingredient care îi lipsește poporului lui Dumnezeu astăzi pentru a încheia lucrarea și a grăbi astfel revenirea Domnului Iisus? Ce lipsește? Mergem în Apocalips capitolul. Ce ne lipsește? Foarte frumos. Mergem în capitolul 3 din Apocalips și întrebăm: ce ne lipsește? Păi nimic nu duc lipsă de nimic. Nu există un ce care ne lipsește. Dar un cineva care ne lipsește există? Este cineva care lipsește acolo. Eu stau la ușă și bat. Nu duc lipsă de nimic, e adevărat, dar de nimeni. Aici e o problemă. Și noi ca biserică am avut și avem de luptat serios cu lucrul acesta. Datorită faptului că în înclinația noastră spre mental, spre intelectual, spre rațional, spre stil de viață și altele, am pierdut din vedere punctul cel mai important al tuturor lucrurilor, care este Domnul. Iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva, aceasta e o experiență individuală, și deschide, voi intra la el și voi cina cu el. Cumpără de la mine treburile acestea și atunci ai să vezi diferență. Acesta este punctul. S-a încercat la 1888 intrarea. Nu s-a putut face atunci, dar nu înseamnă că nu s-a făcut nimic atunci. Observați că de atunci până astăzi s-au schimbat multe lucruri și dacă ce se învață astăzi la studiile biblice nu se putea preda atunci. Dacă s-ar fi încercat să se predea atunci, ar fi și rău de tot. Dar uite că timpul a lucrat favorabil pentru cei care au căutat într-adevăr pe Domnul. Când îl ai pe acest cine, treci la niște fapte, corect? Natural! Este vorba, chiar vorbeam cu prietenii astăzi la cercul nostru de studii biblice aici. Nu este vorba de a face ceva, ci de a fi. Iisus a spus: faceți pomul bun și roadele de la sine. Adică fiți pomul bun și după aceea faceți roade bune. Dar nu se poate să faceți roade bune înainte de a fi pomul cel bun. Ceea ce face Dumnezeu în ființa noastră cel dintâi este schimbarea pomului acesta, naturii sufletului nostru. De acolo el se manifestă în toate aspectele vieții, fie că mâncăm, bem sau orice am face altceva, facem totul spre slava lui Dumnezeu, iar unul ca Iosif spune: Doamne, pentru mine ar fi imposibil de a merge pe un drum diferit de acesta. Deci, eu am pe Dumnezeu în conștiință, nu pot să concep un alt drum în viață. Mărturia aceasta cum că am pe Domnul și trăiesc ca diavolul nu funcționează. Dar spuneați dumneavoastră că există un semn, și anume semnul de a duce Evanghelia până la marginile pământului. Aici are de a face cu faptele, dar nu spune nimic despre cine să ducă Evanghelia până la marginile pământului. Adică nu face o caracterizare a omului, așa cum spus, sau a felului nostru de a fi, ci zice: mergeți și duceți Evanghelia până la marginile pământului. Nu ar fi... Poate să o facă oricine? Se întâmplă că uneori da. Dacă o să întrebați cine a adus Evanghelia în satul soției mele,
Eu nu o să pot să vă spun cu ce să... Eu nu o să vă pot spune vouă purtarea acelui cizmar care rupea hainele după cliente când intrau acolo în, la cizmăria dumnealui. Dar dintre toți sfinții din comună, acel om a venit în București, în Gara de Nord, să cumpere talpă și cuie pentru cizmăria lui și acolo a văzut pe Ștefan Demetrescu cu un sac de Biblii. Ce asta, au vorbit între ei, i-a dat toți banii care avea pentru talpă și pentru cuie, a luat un sac de Biblii, s-a întors în comună, am văzut și eu una dintre Bibliile acestea mari. Așa a venit Evanghelia în comună. Unde? La Valent Dâmbovița, aici, de unde este soția. Da. Nu ar fi păcat și sângeros de păcat să se spună în dreptul meu ce ți zice el să faci, dar ce face el să nu faci. Ar fi tragic. Pavel spune, zic, eu predic Evanghelia, dar vreau să am și o parte de ea. Vreau ce am promis și am spus altuia, vreau să se întâmple și cu viața mea. Așa că aici am avea acordul, armonia aceasta frumoasă între mărturisirea pe care o aducem prin cuvânt și mărturia vieții și ființei noastre. Cum păstrăm echilibrul între slujirea semenilor și preocuparea pentru cei dragi care nu împărtășesc credința noastră? Personal caut să nu arăt niciodată niciun fel de diferență, în sensul că și-am sfătuit lucrul acesta în special pe mame. Nu mergeți în fața copiilor voștri care nu împărtășesc convingerile voastre religioase, nu aveți așa un lung cortejul funerar, mergi ca la mormântare, toată ziua oftezi și toată ziua chinui că el nu e la biserică. Nici nu trebuie să-i dai șansă în sensul acesta. Lui trebuie să-i spui așa. Domnul a plecat biruitor și ca să biruiască. Tu vei mă ocoli puțin și chiar 40 de ani, dar să știi că aici e locul tău. Tu aparții în locul acesta. Mama, tata, părinții, pastorul, toată lumea de la biserică cu răspundere, fiecare pentru aproapele lui, va manifesta această încredere. Niciodată nu va plânge datorită situației acesteia ca un deznădăjduit, ci întotdeauna va suferi, dar ca un om plin de încredere și de nădejde. Aici este marea diferență. Ei trebuie să citească familia noastră, care nu împărtășește vederile noastre. Ei trebuie să citească în noi această încredere deplină. Așa vorbește Domnul, se poate lua prada celui puternic? Da, zice Domnul, prada îi va fi luată, pentru că eu mă voi lupta pentru copiii voștri. Dar unde e prada acum? Păi este cu cel puternic, dar ce importanță are? Finalul nu este acesta. Billy Graham a zis, totul se termină bine. Ce am citit Apocalipsa, se termină bine. Dacă finalul e bun, înseamnă că n-are. Ori pe unde trece drumul, se termină bine. Asta va fi. Ca tânăr, cum știu pe drumul pe care trebuie să merg? Cum știu care este drumul pe care trebuie să merg? Știu că dumneavoastră ați aflat la 17 ani despre Dumnezeu, dar eu tot nu-mi pot da seama. Nici eu nu pot să-mi dau seama. Mergem în pas cu lumina. Mergem în pas cu lumină. Dacă nu văd să fac decât un mic pas în față, îl fac pe acesta. Și imediat ce am făcut pasul ăsta mic, constat că s-a deschis următorul deja, pas cu pas. După ce trece timpul, o să văd până mai departe, dar momentan nu văd decât foarte aproape și foarte puțin. Am un prieten care are o boală de ochi și nu vede primii 6 metri sau 1 metri de la el până la... De la 8 metri încolo vede, dar are ceva aici care nu vede prima parte. El a mers toată viața ca și cum ar fi fost și merge, conduce mașina, toate sunt... Nu vede lucrul acesta. Trebuie să mergem în pas cu lumina. Mare sau mică, nu contează. În pas cu lumina. Ți-a descoperit Dumnezeu un lucru mărunt, să zicem, oricare. Fii credincios în treaba aceasta. Dacă ești credincios, deodată se deschide un altul. Și aceasta este cărarea celui neprihănit care merge crescând până la zenit. Visurile, țintele noastre sunt păcate? Probabil că se referă la ținte profesionale. Da. Păi sunt sau nu sunt? Deci se poate. Se poate și una și alta. Da. Cineva are un vis rău, e cu ochii rău pe cineva sau cumva, visează să... Da. Sau un alt are un vis frumos. Noi spunem visul lui Iosif. N-a fost visul lui Iosif. A fost visul lui Dumnezeu cu Iosif. Iosif nu fabrică visuri. Frații lui credeau că fabrică visuri, dar el nu fabrică visuri. A fost visul lui Dumnezeu cu omul ăsta. Și Dumnezeu are un vis cu noi.
lumea noastră de astăzi, când vorbește de vis, nu include pe Dumnezeu. E visul meu și eu progresez și eu fac așa. Noi suntem așezați într-o poziție diferită față de lucrul acesta, și anume știu că Dumnezeu are un vis cu mine, și atunci preocuparea mea și rugăciunea mea este ca visul meu să fie în armonie cu visul lui Dumnezeu. Și ele se întâlnesc. Și atunci, și din punct de vedere profesional, și din punct de vedere financiar, toate se subordonează, sigur. Toate se subordonează acestui înalt veșnic principiu al iubirii lui Dumnezeu manifestat în visul lui pentru mine. Deci nu voi alege o profesie sau un drum în care mă va obliga să mă despart de Dumnezeu. A luat seama, spune în epistola către evrei, niciunul dintre voi să nu aibă o meserie sau o ocupație sau un caracter de așa natură încât să ne despartă de viul Dumnezeu. A fost răspunsul la întrebarea asta, cum reușim să ne păstrăm ochii spre țintă, adică spre Hristos, ne-ați răspuns. Dacă vrei să fii cel mai bun într-un domeniu, este greșit? Depinde de motivație. De ce ai vrea să fii cel mai bun? Ca să arăți că ești mai deștept ca aproapele tău? Nu. Eu aș vrea să fiu cel mai bun pentru că la asta sunt chemat. Ca în dreptul vieții mele să ofer tot ce am mai bun. Să nu mă duc în pământ cu nimic care trebuia să ofer aici. Și să fac o slujbă, o lucrare, o meserie, la clasa maximă pentru viața mea. Nu sunt Rembrandt, nu sunt celălalt, dar ce pot să fac? Meu? Da, ce pot să... Aur și argint nu am, nu am talentul nu știu cui, dar ce am, dau. Aceasta înseamnă. Iar cu privire la a ținti privirea la Iisus, nu este un exercițiu psihologic, ci este un dar pe care îl dă Dumnezeu. Eu nu pot să-mi țin privirea la Tine, Doamne, dar Tu poți să-mi păstrezi privirea mea către Tine. Da. Eu cred în acest lucru din cauza faptului că Tu păstrezi privirea mea țintită de către Tine. Altfel eu mașină nu mă apoperez, cine știe, în toate părțile. De ce locuiesc adventiștii în orașe și nu în jurul orașelor? Avem foarte multe probleme la acest capitol. În ce mă privește... Am făcut aseară o emisiune despre taine din Scripturi, urmăriți-o și o să găsiți un răspuns acolo. A fost un moment de reclamă acesta care ați spus. Trebuia să mai punem și de asta. Vă rog. Înseamnă că cine a pus întrebarea n-a urmărit emisiunea. Ce să facem? Nu e... Da. Am fost întrebat de pastorul Lables de la Universitatea Loma Linda. Noi locuim foarte aproape de acolo și soția merge frecvent la cursuri acolo și mergem și noi cu familia. Și pastorul Lables a fost întrebat, este vremea că Los Angeles e cât România. Deci orașul Los Angeles are populație cam cât are România întreagă. Și a fost întrebat pastorul Lables, este vremea să ieșim din orașele mari și să mergem așa și cu tare și nu știu ce. Și pastorul Lables a răspuns cu o frază celebră. A zis, acum nu e vremea de fugit de la Los Angeles, e vremea de fugit la Los Angeles, pentru că avem 23 de milioane de oameni care nu știu de Dumnezeu acolo. Și noi ne ducem în munte să respirăm aer proaspăt. Egoism? Serios, egoism. Îmi scrie o doamnă, mi-a spus, zice că eu sunt catolică, dar te urmăresc de atâția ani și m-am hotărât să mă asociez cu biserica asta de unde vorbești tu. Și atunci, zice, m-am dus acolo, mi s-a părut oameni de treabă, dar zice, ceva așa, am venit înapoi complet bulversată. Zice, nu știu de ce, pare oameni cu minți, nu știu de ce vreau să fugă. Au spus că vor să fugă la munți, ceva undeva, n-am înțeles treaba aceasta. Și zic, au făcut ei ceva dacă vor să fugă. Nu degeaba fuge omul. Că vă spuneam cu asta, cu chestia asta, cu trăitul ăsta sub ciuperca asta, cu persecuții, cu decrete și așa mai departe. Sherlock Holmes spune treaba asta, că la un moment dat a scris în Chicago sau în New York, le-a scris unui număr de, nu știu, 1000, mi se pare, de participanți, le-a scris aceeași carte poștală și le-a spus, se știe tot. În 3 zile dispăruseră toți din Chicago de acolo. Nu știa nimeni nimic, decât atât le-a scris, se știe tot. Ce cu treaba asta, cu fugăreala asta? Cu... Unora de aici le dați paradigma peste cap prin răspuns. E posibil și într-un fel în răutate mai mă bucur, vreau să spun. Avem treabă. Țara este atât de frumoasă
noi ne zbuciumăm în sufletul nostru. Eu nu, noi nu ne-am despărțit. Avem 25 de ani de când am plecat de aici, dar nu ne-am despărțit nicio clipă de lucrarea din țară. Am făcut eu câte ceva și pentru America și mi-a zis un doctor că m-a și amenințat dacă nu fac mai mult pentru țară, pentru America, dar ne-am ținut sufletul aici. O țară în care se poate face o lucrare ca România nu există sub ceruri. Eu m-am luat pe colea. E altă planetă. Aici încercarea cea mai mare a fost făcută de oastea Domnului. Am fost foarte aproape de reformarea țării cu acea ocazie. Rezistența n-a fost întâmpinată înțelept. A fost considerată că va veni din afară rezistența la reformarea țării și a venit dinăuntru. Și de aceea s-au întâmplat. Dat lucrurile peste cap. De aceea s-a dat. A fost o încercare nemaipomenită aceasta de a întoarce țara și prinsese. Am o carte atât de groasă și așa de mare acasă. I-am dat una și lui Daniel, că el ați văzut că e mic poet, acum s-a apucat, a lansat cartea. Da. Și am o carte cu operele complete ale lui Traian Dorz. Când citesc poeziile acestui om, îmi dau seama ce fel de spiritualitate așeza el în fața țării. Și nu există un popor sub ceruri care să aibă o așa sensibilitate sufletească cum este românul. Așa ceva nu există. Este o creație dumnezeiască sufletul ăsta de român. Uitați-vă la celelalte nații și neamuri în jurul nostru. Fiecare cu felul lui de a fi. Aici sunt convins că Dumnezeu are o lucrare de făcut de neimaginat și nu e timp de discuții de felul acesta. De altfel, dacă vă uitați bine la experiența oamenilor care au mers pe acest fel de raționament și s-au dus prin diverse locuri. Haideți să suplimentez puțin întrebarea, că poate ajută cumva. De ce Ellen White îndeamnă prin scrierile ei în perioada respectivă pe cei care o citau, o ascultau să facă gestul acesta de a ieși? Vedeți, dacă ne ascultă un domn profesor din exterior, să zicem, și ne vede că raționăm în felul ăsta, ne întreabă, dumneata, nu te uiți cât e ceasul. Păi atâta era ceasul când s-a spus. Nu te uiți în ce timp s-a spus așa ceva, în ce context au fost spuse lucrurile astea, care a fost... Nu aveți voie să aplaudați în biserică. A murit, s-a terminat, cântă ăștia mici... Păi dacă era să cânte la americani ăștia mici azi dimineață, vă spun, ăștia rupeau sala, deci după ce a cântat cântecul ăsta, sau după ce a cântat acolo. Noi nu mișcăm, că îi zice să nu aplaudăm, este păcat să... De ce? Ai citit locul ăsta? Da. N-am citit, dar eu nu aplaud, e păcat în biserică să aplaud. Foarte bine, în psalm zice, bateți din palme, au fi scrind, dar scrie în partea alaltă ca așa. Nu, acolo scrie să nu îngânfi pe cineva. La asta scrie acolo. Nu scrie să nu încurajezi pe cineva. Depinde de motivație. Acum, sigur, sunt limite de cultură și de... Noi ar trebui să privim aceste concepte în contextul în care au fost scrise. Profesorul Ian Polin, cred că ai acces la el. Nouă ne este și prieten. Este un om al lui Dumnezeu care a fost așa de echilibrat, așa de așezat pe înțelegerea lucrurilor. Acum e puțin marginalizat. Nu-i nicio supărare. Chiar acum nu am citit. Nu e singur. Am citit pe avion o carte pe care a scris-o dumnealui. Așa, atâta de cinstit vorbește acest mare, mare geniu intelectual adventist. Omul acesta ne-a învățat cum să înțelegem scripturile, cum să înțelegem ce scrie Ellen White. Avem acest mare har. Am făcut odată un paper, o hârtie despre sabat când eram la universitate și a sărit un profesor brazilian până în tavan, ce s-a apucat adventiștii să ia sabatul de la evrei? Și eu îi spun în fața la toată lumea, nu, domn profesor, zic, ei nici nu s-au oprit la evrei, s-au dus până la creațiune, se apun la cap. Aoleu, și-a ars una în cap, trebuia să știu singur asta, trebuia să știu mai bine așa ceva. Așa am rămas noi mirați de felul cum explicam. Nu trebuie să luăm nimic în gust. Nu cu vederi înguste. Nu trebuie să luăm nimic turnat în beton, pentru că vorbim de progresia adevărului, vorbim de mișcarea adevărului până la zenit. Mulți oameni s-au prăpădit din cauza aceasta. Au devenit complet inutili pentru lucrarea lui Dumnezeu, fiindcă s-au izolat, au avut această conștiință. N-au avut niciun fel de impact în societate. N-au avut. Noi lipsind după scena politică, nu avem rar cât o vorbuliță despre noi, lipsind după scena economică, avem 2-3 pe colea, lipsind, stăm ascunși, noi suntem la cele smerite. Păi poți să fii prim-ministru smerit. Sau poți să fii un cioban cu 3 oi plin de îngâfare. Asta e, acolo e problema.
Cu alte cuvinte, poți sta în oraș și să fii smerit sau poți sta la kilometri de oraș în creierii munților și să fii orgolios. Vă mai spun ceva rău de tot acum. Spuneți. Ca să mergem unul, și mai departe. E unul pe care l-ați citit voi, dar nu vă zic numele că nu vreau să vă stric seara. Și acesta a învățat pe oameni să plece din locurile unde sunt, să se retragă. Nu? Și așa a făcut doctorul și a luat familia și a plecat. Era într-un loc, băi frate, zice că e Ceahlăuă. Eu am fost acolo la ei. Drept așa trebuia să urci. Dar ăștia de la poliția au avut elicopter, au urcat foarte ușor și au găsit acolo în munți un laborator de metamfetamină. Făcut de fata dumnealui, care plecase din orașele mari și s-a dus acolo. Și Lot a plecat din Sodoma și fetele a plecat din Sodoma, dar Sodoma n-a plecat din ele. That's the problem. Da. Deci au plecat nu la inițiativa lor, ci la inițiativa cerului. Asta este. Și totuși, uite ce s-a întâmplat. Dacă ar fi cu plecatul din oraș, eu cer să plec ultimul. Eu vă las pe voi să o luați înainte. Ultimul vreau să plec. Până la ultimul om, aș dori cu ajutorul lui Dumnezeu să pot să-i dau o bună mărturie, să-i dau mâna de ajutor. Până la ultimul om. Poate într-o ocazie o să facem o discuție concretă despre asta. Vă mai întreb doar atât. Nu poți face misiune din exterior în oraș? Adică tu să stai liniștit departe de oraș și doar să vii să faci misiune și te întorci la locul tău acolo? Eu știu pe aceasta, dar aceasta se întâmpla într-o zonă și într-o regiune în care se putea face așa ceva. Încearcă și vină aici, du-te și stai în, să zicem, undeva până ascuns pe acolo, pe Valea Bărgăului sau undeva, și încearcă și vină în București aici și fă treaba aceasta. Nu se poate, este imposibil lucrul acesta. Doi, oamenii mari al lui Dumnezeu, ala Estera, Daniel și cei, aceștia au fost în inima lucrurilor, din vremea lor, din generația lor. A venit o vreme când ieșiți din Babilon, au ieșit, gata. Dar lucrarea lor s-a desfășurat la inima, la centrul centrului și de acolo a explodat în toată lumea. Pe tot pământul s-a spus închinați-vă Dumnezeului acestui om din centrul acesta. Să punem școlile în păduri, pe câmpuri și așa mai departe. Așa se putea întâmpla cu ocazia aceea. Acum e nevoie de transport, de cutare, s-a complicat mult. Nu era pe vremea aceea așa ceva. Principiul se păstrează totdeauna. Principiul este lege. Aplicarea principiului ține seama de context. De contextul apropiat. Bun. Da. Putem spune că Dumnezeu permite să predomine răul în lume ca semn să ne țină detașați de pământ și să ne concentrăm mai mult la slava Lui? Ar fi o metodă foarte neortodoxă aceasta, ca Dumnezeu să facă rele ca să mă facă, să mă sperie pe mine. Am în pregătire o temă, chiar vorbeam cu soția pe drum. Se numește spaimă și momeală. Momeală. Religia a ținut pe oameni în sclavie cu aceste două lucruri, cu spaima, și dacă n-a mers cu spaima, i-a luat cu momeala. Cârligul, momeală și în numele lui Iisus chipurile și cârligul era acolo. Și a prins peștele. Aceste două lucruri. Dumnezeu nu numai că nu îmi promovează răul niciodată, nu dorește așa ceva. Doresc eu acest lucru? Nu. El întreabă foarte clar. Slava lui Dumnezeu nu depinde de proporțiile răului. Niciodată așa ceva. Ci depinde de cine este El pentru sufletul nostru. Eu v-am zis că ați suscitat aici discuții. E posibil, da. Da, chiar mă bucur. Zice că oriunde se... Cu emisiunea de dinainte. Un pastor american zice, domne, nu înțeleg ceva. Oriunde se ducea Pavel și predica era o răscoală. Și unde mă duc eu este cât un patlac. Oriunde mă duc este o masă de asta. Stați așa că nu știu unde s-a... Cred că mi-a trimis pe mesaj. Pe mesaj mi-a trimis, okay. Da. Zice așa. Noi ăștia care stăm la sate... Să ne mutăm în oraș? Noi ăștia care stăm în România, să ne mutăm în America sau ceva, iubiții mei, este o experiență absolut unică și personală. E foarte posibil într-o zi să zică, Domnul, ieși din satul tău, ieși din casa ta și mergi pe o stradă în București care ți-o voi arăta eu. Pe ce stradă? Ți arăt eu acolo despre ce este vorba. Noi am plecat în Statele Unite cu două valize goale și cu patru copii de mânuță. Am intrat într-o casă de carton, am intrat în niște condiții de neprezentat astăzi și am început această lucrare pentru care am ieșit noaptea și pe câmp am uitat că sunt caioți acolo care te puteau sfâșia. Am mers pe vale singur. Doamne, ce caut aici?
Ce fac aici? Ai răbdare. De-abia am început. Ai răbdare. Mă uit înapoi acum după 25 de ani și îmi dau seama că lucrarea lui Dumnezeu pentru mine personal niciodată n-ar fi fost aceeași dacă eu... Categoric. Da. Vă spuneam că e puțin o paradigmă diferită. Este. Da? Vorbesc cu o prietenă care a subliniat, dacă doriți să-l abordați personal pe fratele Nicu pe subiectul ăsta, o puteți face după aceea. Vorbeam cu, pentru că tot primesc mesaje și tot primesc, vă spuneam că ne trebuie răbdare, dumneavoastră a luat pastile aia de care vă ziceam dimineață. E americană, e de la oraș. Vorbeam cu o prietenă care a subliniat în discuția noastră că a observat cum oamenii mai apropiați de divinitate sunt mai liniștiți în situații de criză. În urma câtorva intervenții de ale mele, am direcționat-o către Biblie, spunându-i că aceasta oferă și pace și răspunsuri. Însă prietena mea a zis că ea nu înțelege Biblia și de aceea nu are de gând să o citească vreodată. Ce aș putea face, nu, ce am putea face practic noi ca adventiști pentru a răspunde corect unei astfel de nevoi a oamenilor, dincolo de rugăciunea de mijlocire? Corect, foarte bine. Într-o zi am fost întrebat la universitate, bine, bine, dar dacă te trimite, să zicem, în Arabia Saudită, știi că acolo nu ai voie să iei nicio carte cu tine? Și am spus, dom'le, n-aș lua nicio carte, n-aș lua nicio religie, cu mine nicio denominațiune. Voi sunteți o epistolă vie, nu nicio alta. Și Dumnezeu vorbește prin viața ta ca și printr-o carte. Oamenii citesc în viața noastră ceea ce n-ar citi probabil în nicio altă carte. Și aceasta cred că este calea cea mai însemnată, directă și eficientă. Nu vreau să intru în detalii, că mi-e teamă că întârziem în jur de miezul nopții. Nu este cazul, dar am văzut cu ochii puterea acestui lucru. Incredibilă putere. Fii o Biblie vie. Yes, asta este. Și spune de unde ți iei tu sursele. Atât, cam asta spuneți mai. Și imediat vine. Totuși vă spun ceva. Am fost la un doctor musulman. Și mi-a făcut mai multe operații, chestii, treburi. Așa. Și vedeți voi cât de bine mă simt eu acum, așa, și v-ați dat seama, da. Bun. Și de fiecare dată, nu știu, am impresia că un alt doctor m-a turnat la el înainte, pentru că deja de la vizita 1, când am intrat, de la vizita 1, cum am intrat de pe ușă, cum a chemat asistentele medicale, toate sunt musulmane, erau și două doamne creștine acolo, dar au venit imediat în jurul dumnealui, numai musulman cel a venit. Îmbrăcate în negru, toate acolo, cu asta pe cap și pac semicerc și mi-am dat seama că se așteaptă de la mine să zic o vorbă. Și am zis. Am venit a doua oară, s-a întâmplat la fel, a treia și a patra oară la fel, a cincea oară la fel. Și de fiecare dată strigam la Dumnezeu pe drum, Doamne, nu vorbesc cu creștini aici, vorbesc cu oamenii aceștia, dă-mi un cuvânt pentru oamenii. Și ce v-am dădea bunul Dumnezeu? Cea mai uimitoare situație a fost în care mi-a spus o doamnă din statul Connecticut că a murit fiica ei de inimă la 40 și ceva de ani, a murit în fața ei, am fost în post și rugăciune cu Dumnezeu pe tot traseu și acum, înainte să intru la cabinetul acesta, o sun și o întreb, spunem, descriem ultimele momente. Mi-a venit în minte să întreb așa și mi-a spus, zice, a fost în comă mult timp, n-a vorbit absolut, îți dai seama că era în comă, era asta, și deodată strigă, după atâta tăcere, strigă tare, odată, Gabriel, cât a putut de tare. Și m-am speriat, ce asta să strigi, Gabriel, ce fel de lucru, ce e asta? A deschis ochii și, mamă, unde este Gabriel? Care e Gabriel? Care e Gabriel? Păi a fost aici. Cine a fost aici? Păi am crezut că este Jose, care ne îngrijea pe noi, dar a fost. Când am întrebat, a spus, nu, eu sunt Gabriel și am venit să trecem împreună. După care a închis ochii și s-a odihnit. Eu, marele teolog care trebuia să-mi dea 3 la teologie, am uitat că pentru islam Îngerul Gabriel este cum este Iisus pentru noi. Am uitat lucrul ăsta și mă apuc și povestesc cu mare entuziasm. Uite ce mi-a spus mama aceasta cu care am fost eu în rugăciune. Domnul a început să plângă imediat și avea halatul negru și așa curgeau lacrimile pe halat când a auzit că Gabriel lucrează și cu creștinii, nu numai cu islamici. Deci a fost adărâmat orice fel de... Mă așez pe scaun acolo și mi-aștept sfârșit ca găina, la care doctorul se apropie de mine și îmi spune următoarele cuvinte. Un doctor în vârstă îmi spune următoarele cuvinte. Le duc cu mine cât voi trăi, dar nu le duc pasiv, le duc activ, trebuie să fac ceva pentru asta. Îmi spune următorul lucru. Regret că nu locuiesc în orașul unde ești tu, acolo.
pentru că aș dori să fiu parte din congregația ta, indiferent cum o cheamă, nu mă interesează cum o cheamă. Aș dori să fiu parte din congregația ta, pentru că tu m-ai învățat pentru prima dată în viața mea să iubesc pe Dumnezeu. N-am predicat despre asta, n-am zis nimic despre lucrul ăsta. Dar asta este concluzia care a tras-o el din cele ce a auzit. Dar eu nu i-am adus lui povești să-i spun, ci am strigat la Dumnezeu și am cerut dintre mii de povești, ajută-mă să spun pe aceea care trebuie. Aceasta înseamnă, într-un fel, a fi o epistolă vie. Are cineva o curiozitate așa mai personală? Da, poate răspunde soția în cazul ăsta. Cum reușiți să țineți minte atâtea experiențe și întâmplări cu atât de multe detalii? Când te sperii de o treabă, nu uiți ușor, să știi. Zice că în timpul sperieturii se imprimă nemaipomenit de bine, știi? Și atunci rămâne acolo. Rămâne acolo. Aveți un dar special de a pune accent pe detalii. Da. Mi este foarte drag, am colaborat și colaborez cu un profesor de la Harvard University, e român de origine. Și dumnealui mi-a editat mai multe lucrări, chestii, treburi, socotel, și i-am trimis mai multe astfel de pagini și dumnealui le-a citit la masă familiei, în engleză, bineînțeles, dar eu le-am trimis românește dumnealui și le-a citit la masă celor 5 copii și soție care e profesoară de economics la Harvard. Și mi-a spus, zice, niciodată nu vei ști ce impact a avut asupra familiei mele ceea ce am citit din paginile acestea. Care e obiectivul tău cu poveștile astea? Unul singur. Eu aș vrea să arăt nu ce s-a întâmplat, și aș vrea să arăt ce a făcut Dumnezeu în întâmplarea aceea. Întâmplarea vine, treacă, dar ceea ce a făcut Dumnezeu, aceea rămâne pentru totdeauna. Ce poți face când nu mai ai speranță, speranța mântuirii? Da, am înțeles lucrul acesta. A nu mai avea speranță are o cauză. Și cauza nu este legată de ce ai făcut tu sau de ce s-a întâmplat. Cauza este legată de îndepărtarea privirii sau ai luat ochii de unde trebuie și ai început să te uiți unde nu trebuie. Câtă vreme Petru s-a uitat unde trebuie, plutea ca un pescăruș. Cum a luat ochii de unde trebuie, s-a scufundat ca un bolovan, imediat sub apă. Acest lucru se întâmplă cu noi în problema mântuirii noastre și soluția este întoarceți privirea înapoi de acolo unde să ne uităm țintă acolo unde trebuie. Mai avem vreo 5 întrebări. Aoleu, am crezut că asta a fost ultima. Aveți punturi cu privire la cum am putea aborda oamenii din jur pentru a mărturisi credința lui Iisus? Sunteți foarte plăcut în vorbire, de aceea aș dori să știu cum ziceți că aș putea aborda oamenii fără a-i face să respingă din prima o conversație. Știu că am luat respingeri destule și știu cum ce gust are treaba aceasta. Ține de umblarea cu Dumnezeu. Te întreabă cineva ceva. Am și o întrebare. Da, domne, care e întrebarea? Nu da, domne, care e întrebarea, ci Doamne, care este răspunsul? Vezi că asta mă întreabă ceva acum. Care este răspunsul? Ai fracțiunea asta de secundă de care vorbea Dietrich Bonhoeffer. Zice, între impuls și acțiune există acest mic gap, acest locus unde ai timp să comunici cu Dumnezeu fulgerător. Delivered, ai trimis textul, pac, delivered, a ajuns deja acolo. I-ai trimis lui Dumnezeu. Cum răspund aici? Ce zic aici? Și aceasta înseamnă umblarea cu Dumnezeu, mai ales în ce privește lucrarea lui Dumnezeu. Am avut probleme și belele serioase cu amvonul, am fost la ușă, m-a zguduit o doamnă, m-a tras de mână, am vrut să dau mâna și mi-a dat una, zice, să iei gura după familia mea, numai de mine te-ai ocupat toată ora asta, așa ai vorbit. Și după aia mi-a zis, ai ascultat casetele care ți le-a bărbatul meu. Și zic că asta se întâmplă, vezi ce înseamnă să umbli cu Dumnezeu. Atât de bleg am fost că în momentul în care el a venit într-adevăr cu casetele în care vorbea aia ceva despre mine. Și zice, s-a auzit că discută asta cu alocutare despre tine. Da. Și eu am avut în momentul acela această iluminare de la Dumnezeu. Zic, nu iau aceste casete decât dacă mi le dă Dumnezeu ei. Dacă zice, Doamne, ascultă ce voce frumoasă am aici când vorbesc de tine și așa. Cu mare plăcere. Dar dacă mi le dai tu, că ai pus în pod un aparat și ai înregistrat-o, fă-i așa, acum îmi dai, eu la așa ceva. Și n-am luat. Nu, te rog, insistă. Nu iau lucrul ăsta. Și n-am luat.
la ușă când dăm mâna, mi-a aruncat mâna de pereți, știi, să vorbești de mine și ai zis așa și cu tăce. Și eu am rămas foarte liniștit pentru că știam că n-am vorbit de dânsa. Mi-am dat seama că o reacție emoțională. Ai ascultat casetele și zic, se întâmplă că nu. Nu le-ai ascultat, nu le-am ascultat. A căzut pe un scaun imediat care era acolo. Pentru că ea a construit tot ce a zis, ea a construit pe ideea că eu am luat casetele și le-am ascultat. Nu ascult asta. Eu dacă te văd pe stradă și văd că tu ai vrea să nu te văd, că tocmai aveai o țigară sau vrei, nu știu cine, eu mă fac atunci, mă uitam după niște ciori când ai trecut tu. Și nu te-am, și tu te bucuri că nu te-am văzut și eu mă bucur că te bucuri tu. Asta este, e foarte simplu. Da. În ce ordine ar trebui să... Da, doar un moment aici. Și eram în tren cu o prietenă a familiei noastre, cu sora Dorina, veneam de la Vatra Dornei încoace și cine în tren cu noi? Domnule, este un leonin de bărbat cu o coamă mare albă, este lângă dânsul, este nora, este fiul, sunt nepoții, toți acolo, se vedea, domnule, e o familie de aristocrați. Cine suntem noi, frate? Ce să vestim noi Evanghelia acestor oameni? Această sora Dorina se roaga la Dumnezeu. Eu nici nu m-am rugat cel puțin, că am zis că nu e nicio șansă. Nici n-are rost să mă rog. Dar ea a gândit că e posibil să fie o șansă. Și după aia deschide ochii de la rugăciune și se uită la mine și zice, Nicu, poți să-mi explici și mie cum e organizat un stup? Am zis, Doamne, e miezul nopții, sigur, la ora asta oamenii încep să gândească diferit. Ce legătură? Da. Și da, și am spus câteva acolo, câteva lucruri. Dar domnul de peste, care era cu noi în compartiment acolo, care era marele profesor de fizică, a scris o lucrare incredibilă despre căderea atmosferice, este de mare viitor, așa ceva ce a scris ea. Acest om ridică sprâncenele și se uită la noi și zice, domne, îmi dai voie să particip la discuție? Da, eu sunt fizician, și-a dat numele. Dar dacă am o pasiune sub ceruri, așa, asta sunt albinele, domnule. Albinele. Fii atent genetic albinilor. Fii atent cum comunică albinele. Fii atent ce se întâmplă. Dansul albinilor când a găsit polen. Fii atent ce se întâmplă acolo. A fost ceva, deci știi cum s-a aprins compartimentul. Ăștia mici toți, toată lumea s-a uitat acolo. Și mă gândeam, zic, uite-te ce a însemnat lucrul ăsta. Deci numai Dumnezeu putea să știe preocuparea omului ăsta. Numai Dumnezeu putea să știe care este ușa pe care se poate intra în dialog cu acest om. Și gata, a venit. Sunt mijloace diferite, dar lucrarea lui Dumnezeu este umblare cu Dumnezeu, este comunicare permanentă cu Dumnezeu, este încredere în ceea ce Dumnezeu îmi dă, este tăcere, este vorbire, este tot ce poate fi. Mântuitorul spunea, Tatăl îmi dă ce să spun și cum să vorbesc, ce ton să iau, ce Tatăl îmi dă așa ceva, depinzând de situație. Da. În ce ordine ar trebui să prioritizăm lucrurile în familia noastră? Soțul sau soția pe primul loc și apoi copiii sau invers? Yeah. Asta este una din vechile trăznăi, chestia asta. Niciodată soțul nu este copiii nu sunt soțul, soția nu este copiii. Acestea sunt lucruri care coexistă, dar care nu se confundă niciodată. E puțin ca în domeniul Trinității, ce învățăm noi. Și din cauza aceasta am văzut familii nenorocite. Un tată zevzec intră în competiție cu copiii lui, la cine ține mama mai mult? Dom'le, n-ai minte, ești animal, ești hipopotam? Păi hipopotamul omoară puii, dacă simte că doamna hipopotam ține mai mult la asta și omoară puiul. Păi așa minte ai de hipopotam? Și câte s-au spart pe tema aceasta? Oh, ține soția mai mult la părinții ei și decât la mine și cu tare și altă tâmpenie. Păi ce tu ești părinții ei? Sau... Trebuie înaintea lui Dumnezeu să dăm fiecărui loc definiția lui, zona lui de acțiune. Trebuie să fim conștienți de lucrul acesta. Nu, tatăl nu este în competiție cu copiii, cum se întâmplă în familia noastră, avem unul care, da, el are 5 ani, are toată iertarea, nu se discute, e în competiție cu taică-s-o, da. E în competiție cu taică-s-o, că cine câștigă favoarea lui maică-sa? Acolo e toată treaba. Și în permanență urmărește orice fel de limite ale lui taică-s-o ca să îi le puncteze lui maică-sa. Ai văzut? Da. A venit acasă
și l-a întrebat de la ușă, câte operații ai făcut azi? Și taică s-a spus, două. Ia uzi, mamă, dacă două operații a făcut astăzi. A, gata, a fost o cădere. Pe când el câte făcuse? Foarte mult. Și prinde taică-s un pește și îl întreb. Am mers cu el acum cu mașina. Cum ați mai stat cu sheephead? E o specie de pește acolo. A prins tata unul. Rar. Dar zic, tu n-ai prins? No. Dar a zis-o așa, știi? No. Și acum se întâmplă că a prins unul, când a fost, nu era numai cu mine. Și a prins un sheephead din ăsta, un pește din ăsta, și când se zbătea peștele în undiță, el era singur cu undița și vorbea singur. So, Paul, ăsta era taică-s-o, so, Paul, you are not the only one. Tu nu ești singurul. Însă a fost merit pe loc, fiindcă peștele trebuia să aibă vreo 16 inci, dar a avut numai 13, dar el a pus că are 16 și atunci nu l-a aruncat în apă, a zis că l-a ținut, că a măsurat el, dar începuse cu sfârșitul de la măsurătoare, chiar nu trebuia. Și acasă a fost foarte zmerit, nu s-a putut lăuda cu peștele ăsta deloc, era altă dată ce ar fi sărit el, dar acum nu putea zice nimic, era fără de lege, era acolo, se știa treaba. Și i-a mărturisit mamei lui și i-a spus, uite, uite ce am făcut, care a fost situația. Așa că pe copilul ăsta îl înțeleg. Dar un om în toată firea, un tată, un tată nu este în competiție cu copiii lui, ci el se aluiază cu mama copiilor lui și luptă împreună pentru ei. Am discutat cu fiicele când au avut al doilea copil, zic, vezi, nu cumva să-i pui pe ăștia la cine ține mai mult sau cu tare, aliază-l pe ăsta lângă tine și tu împreună cu asta mică, ea are 4 ani și asta are 1 an. Zic, aliază-o pe ea lângă tine și zic că luptăm amândouă să-l ajutăm pe ăsta să crească. Și așa s-a întâmplat. Deci e un devotament de ce nu s-a pomenit în momentul în care mama nu a încercat să joace, să meargă pe sfoară cu bara în mână între copii. Nu? L-a aliat-o pe ea și acum ele amândouă luptă pentru băiatul ăsta și îl cresc amândouă și amândouă sunt îngrijorate și amândouă. E ceva de nu s-a mai pomenit. Există această înțelepciune, dar ea ține de caracterul nostru. Nu lăsați nicio... În biserică, aici, tot felul, cine este cel mai mare? Nu, asta nu e de ieri, dar la altă treaba asta. Asta e veche de când lumea, știm de la cine vine, ce s-a întâmplat. Niciodată. Între noi nu poate să existe cine este cel mai mare, pentru că noi suntem ființe unice. Păi un unicat, nu poți să-l compari cu un altul. Băi, care unicat e mai mare? Băi, tu nu știi română, că te prinde de vorba dacă și-ți dă 4 la română. Dacă nu... Cum adică un unicat e mai unicat decât altul? Păi te aude Caragiale, frate, dacă zici chestia asta. Nu poți. Unicat înseamnă unic și irepetabil. Niciodată n-a existat, niciodată nu va exista o ființă ca acela de lângă noi, nu? Ce să fac atunci când nu îl mai regăsesc pe Dumnezeu în experiențele de zi cu zi, iar rugăciunile mele nu primesc niciun răspuns? De asemenea, avem o problemă aici de altă natură, și anume, reflectorul sau privirea este ațintită asupra dumneamea. Eu sunt cel care nu-L mai găsesc pe Dumnezeu. Mie nu-mi mai răspunde Dumnezeu. Eu sunt centrul universului, geocentric. Eu sunt aici. Nu. Chiar dacă eu nu-L mai găsesc pe Dumnezeu, am avut o prezentare la Atlanta în care am spus, e adevărat că Pilat s-a spălat pe mâini de Iisus, dar Iisus nu s-a spălat pe mâini niciodată de Pilat. Asta nu s-a întâmplat. Și spun lucrul acesta din Scriptură. Dacă noi îl părăsim, scrie Pavel, el totuși nu ne părăsește, el rămâne credincios pentru că nu se poate tăgădui singur. Asta este răspunsul. Deci situația este nu. A venit a noastră mică, fiica noastră care acum are și ea rostul ei pe lume, a venit de la un așa numit studiu biblic. Eu după ce am ascultat-o ce a învățat, zic că ăsta n-a fost studiu biblic, ăsta a fost studiu biblic, ăsta e cu totul și cu totul altceva, zic. A venit fata speriată acasă și asta mi-a spus, tată, dacă nu iubesc de ajuns pe Dumnezeu, băgase spaima în ea, nu știu cine a acolo când a venit așa. Auzi întrebare de copil, dacă nu iubesc de ajuns pe Dumnezeu. Și am spus, uite, nu este acesta subiect. Subiectul nu este cât iubești tu pe Dumnezeu. Subiectul este cât te iubește El pe tine. Cât crezi că
Oh, de plin. Și a sărit după scaun și a fugit la soția în bucătărie imediat. Când a înțeles, un copil a înțeles conceptul ăsta. I-am întors privirea, fiindcă omul ăsta cu care vorbise, i-a luat privirea de la Domnul și a îndreptat-o spre ea. Tu nu iubești pe Dumnezeu, tu ești centru, uite-te la tine. Și atunci i-am întors, uite-te, imediat cum s-a uitat acolo, s-a schimbat totul. Da. Unde este mai potrivit? Tată, dacă rămâne, al doilea lucru, tată, dacă rămâne vreun păcat nemărturisit și cu fețe galbene, că dacă a rămas vreun păcat nemărturisit. Și am spus Tina, Dumnezeu a promis că va duce la bun sfârșit ce a început în tine. Nu e spaima ta, nu este că îți rămâne vreun păcat nemărturisit, pentru că cine a început lucrarea asta în tine, o va duce la bun sfârșit, centru e acolo, dar tu te uiți la tine, că dacă îmi rămâne mie vreun păcat nemărturisit. Așa, revenind. Mai unde, baterie sau... Încă vreo trei întrebări mai sunt. Unde este mai potrivit ca familiile creștine să-și crească copiii? În orașele mari sau în zonele rurale retrase, concentrându-se mai degrabă pe educația primită în familie pentru copiii lor? Nu. Este același diavol, decât că e diferit. De aceea trebuie să iei seama la zona asta. Unii s-au dus la țară, că nu știu ce, și acolo s-au întâmplat niște nenorociri teribile, iar alții au refuzat să plece din oraș pentru că ai reținut jobul sau ceva și au pierdut copiii. Deci tu trebuie să evaluezi bine mediul în care crește copilul tău și tu trebuie să vezi ce face școala din el. Imediat ai să vezi roadele care sunt în viața lui și dacă vezi că îl duce în jos și la rău, nu este cazul să continui drumul acesta. Dar observă bine cauza, pentru că s-ar putea să nu fie la școală cauza. Cauza s-ar putea să fie în smartphone sau în ceva care se petrece pe acolo. Ce-am văzut ochii în junglă în Mexic? 80 de kilometri în junglă. Am mers în Mexic unde construim o biserică. Un copil, erau drumuri foarte nenorocite, păduri, jaguari, sărea în spinare, dar nu le-a sărea. Și un copil împingea un cărucior cu fratele lui în cărucior. Și vrând bolovan cu trei roți de trei feluri la căruciorul ăsta și copilul în cărucior. Când mă uit la ăsta mic, cu ce crezi că se ocupa ăsta în cărucior? Îl împingea la altul și ăsta cu ce crezi că se ocupa ăsta în cărucior? Cu un smartphone. Apăsa cel acolo. În mijlocul, la Asteci, ați văzut piramidele astea. Câți ați văzut filmul Apocaliptic? Este un film făcut special pentru zona aia de acolo și arată ce religie a avut oamenii acolo înainte. Deci este ceva de neimaginat. Când aveți ocazia, urmăriți. Mel Gibson a făcut primul, dar 10 ani a spus, n-am avut curajul moral să spun la lume, uite, domne, ce s-a întâmplat aici, deși am avut documentație, am știut ce sunt. Iar acum, dacă te duci acolo, vei găsi o lume cu totul diferită. Noi construim adunare după adunare acolo. Le facem repede, simplu, frumoase de tot. Nu este niciun sat, nu e nicio stradă, dar când e adunare, e plină. De unde au venit oamenii ăștia? Fiecare din drumul lui. Noi tot primim întrebări. Da. Da, te-am întrebat de baterie, că da. Eu speram că până... Primim întrebări. Cum pot părinții să primească răspuns la rugăciunile mele dacă eu nu am credință? Nu înțeleg prea bine întrebarea. Da, e clar. Părinții da. Se roagă pentru tine. Ok, corect. Asta vreau să spun. Și tu nu ai credință și atunci cum să primească părinții răspuns? Nicio problemă. Dacă tu ești necredincios, Dumnezeu e credincios față de tine. Și se va întâmpla ceva în viața ta, din care tu vei înțelege cum n-ai fi înțeles de la toți învățătorii pământului ăsta. Mama ta sau tata care se roagă cooperează cu Dumnezeu și tu ești departe, la 800 de mile, la 3000 de mile de kilometri distanță, dar acolo se întâmplă ceva în viața ta. Vă dau un mic exemplu acum. Dar nu vreau să dau prea aproape că mă prindeți de cine zic și nu trebuie să mă prindeți. Dar oricum, fiul acesta risipitor este dirijorul uneia dintre cele mai mari orchestre simfonice din America. Și la un moment dat dă un telefon înrăit înapoi, mamă încetează cu rugăciunile astea. Și mama i-a răspuns de la 3000 de mile distanță. Zice, tu poți să-mi dai comandă mie în orice domeniu, dar nu în ăsta. Aici e un domeniu în care nu. Și următorul telefon a fost, mamă, știi ce se întâmplă sâmbătă dimineața? Nu. Mă botez la biserică. Domnul dirijor. Nu. Mama nu s-a bătut niciodată de la chemarea ei și a înțeles și a spus că voi trăi și voi muri rugându-mă.
Am spus ieri doamnei, joi, pardon, când am fost acolo, doamnei pe care am botezat-o lângă Deva, doamnei Monica, i-am spus: doamnă, mama dumneavoastră a murit acum 50-60 de ani, dar rugăciunile dumneei n-au murit. Una dintre ele a fost legată de dumneavoastră și s-a împlinit astăzi și aici. Acum este, s-a împlinit rugăciunea. Ce diferențe ați observat între adventismul românesc prezent și cel american? Ce lucruri bune ar putea adopta adventiștii din România? Sunt aceste două probleme. Pretutinde, nu este frontieră în ce privește credința. E adevărat, cu nuanțe culturale una alta, dar în esență nu. Și anume, este legalismul care a pătruns pretutindeni în toate denominațiunile creștine din lume, ca să nu discutăm de cele necreștine, că ele nu au altă noțiune. Pentru ele legalismul este modul de viață. Acesta este. Și este celălalt mod de viață care ne-a fost propus nouă la Minneapolis în 1888, neprihănirea prin credința în Domnul Hristos. Reforma pe care a îndeplinit-o Luther nu a început cu Luther, a început de 500 de ani. Au fost destui oameni care au murit, destui oameni luceferi ai dimineții care s-au aprins și s-au stins, că nu s-a putut face nimic. De ce nu s-a putut 500 de ani? De ce nu se poate face nimic? Din cauza faptului că au zidit pe o temelie greșită. Temelia pe care au zidit ei a fost păcatul de Romei. Uite ce păcate face Roma și hai să ne reformăm. Pe o astfel de temelie putredă și rău mirositoare nu se poate construi templul lui Dumnezeu. Și atunci a venit Martin Luther, care a spus: dreptul va trăi prin credință. Gata, s-a ridicat edificiul reformației. Acesta e lucrul. Care este diferența între adventiști? Între adventiștii care nu recunosc pe Duhul Sfânt ca persoană și aceia care îl recunosc ca persoană? Asta nu mai e o problemă de teologie. Eu întâlnesc astfel de oameni peste tot. Asta e o problemă de obraz. Asta e chestie de obraz. Ca să îți permiți tu să-L descrii pe Dumnezeu, cum ai descrie găinile din coteț, care ai trei găini în coteț, una e pestriță, una e așa, una e pe dincolo, ca să-ți permiți așa ceva. Când Fiul lui Dumnezeu a spus: nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu, cine ești tu, frățioare, să încerci să descrii? Parcă ai vorbit despre ceva pe care tu îl ai la buzunar. Să poate să vorbească. Nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu. Tu despre ce vorbești? Singurul lui Fiu acela l-a făcut cunoscut. Bun. Atunci mi-a plăcut foarte mult de Raymond Cottrell, cel care a contribuit la volumul 5, cred, în comentariul Advent, a locuit în Ucai, pe lângă noi, lângă Loma Linda, și eram parte dintr-un comitet de pastori mai larg, așa, ne întâlneam o dată pe lună, și dânsul ne-a povestit istoria aceasta, cum au scris ei comentariul acela sub președintele Conferinței Generale, președintele Figer. Și spunea dumnealui a scris așa, că l-au confruntat pe această problemă: domne, uite, ăștia zic că nu este, că este, că așa, că pe dincolo. Și dânsul a spus, zice: uitați, eu cred tot ce este scris în Scriptură. A spus el. Zice: ce înseamnă vorba asta? Înseamnă așa: când îmi spune că Duhul Sfânt a venit ca niște flăcări de foc, eu cred acest lucru. Când îmi spune că a venit ca un cutremur de pământ, eu cred acest lucru. Când îmi spune că sfătuiește, mustră, îndeamnă, mângâie, cred acest lucru. Deci este un complex atât de mare din care mie, ca om, mi-a fost descoperit ce pot duce astăzi. Așa că astfel de oameni care emit enunțuri din acestea dogmatice, asta este teologia cerului, Dumnezeu e obligat să fie cum îl descrie dumnealui sau dumneai. Așa au făcut evreii când a venit Iisus, faptul că nu a venit cum au gândit dumnealor, din momentul acela nu poate fi El. Adică adevăratul Dumnezeu era concepția lor despre Dumnezeu, nu Dumnezeu. În fața lui Dumnezeu trebuie să stai deschis și mai ales să te aștepți că El este cum tu încă n-ai înțeles. De acum încolo. Mă simt obligat să vă întreb. Te rog. Este persoană Duhul Sfânt sau nu? Nu e bine formulat. Eu nu cred nici că Dumnezeu este persoană, nici Iisus persoană. Nu se poate folosi cuvântul persoană în dreptul lui Dumnezeu. El a creat persoana. Deci nu se poate vorbi de așa ceva. Vorbesc de două lucruri când vorbesc de Dumnezeu. Dumnezeu este o realitate și Dumnezeu este o prezență. Afară de astea două cuvinte, văd că zâmbești foarte bine. Nu sunt asta. Afară de aceste două lucruri, nu m-aș mișca niciodată.
Nu. E prea jos să spunem de persoane și de chestii. Da, folosim... Putem folosi? Haideți să vă întreb așa. E convenție. Este o convenție lingvistică. Dar nu înseamnă că totul se reduce la acest lucru. Never, niciodată. De la ideea de relație personală. Am înțeles lucrul acesta, dar nu doar atât. Deci Dumnezeu este ce știm și ce credem, dar nu este numai ce știm noi și ce credem noi. Este mult dincolo de lui. Și trebuie să păstrăm. Asta va rămâne pe vecii vecii. Niciodată nu o să vină un timp în care noi am reușit să înglobăm în cunoștința noastră pe Dumnezeu. Okay. Haideți să vă întreb altfel atunci. Da. Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul și Dumnezeu Duhul Sfânt sunt egali? Cuvântul ăsta egal a fost inventat de Satana. Ăsta a venit cu ideea cine e mai mare, cine e mai mic. Niciodată nu s-a discutat de egalitate între toate. Păi egalitate între noi. Dacă ne furăm ceva împreună, trei inși, și împărțim egal, frățește, adică trei tâlhari au împărțit frățește. Nu, acolo niciodată n-ar trebui folosit cuvântul egalitate. Ăstea sunt termeni omenești. Eu am scris teza mea pe baza asta. Categoric, folosim termeni omenești. Ce să facem? Ăsta este antropomorfism. Folosim termeni omenești pe care îi aplicăm divinității. Că sunt egali, că e mai mare, cine e mai primul, cine e mai al... Dom'le, nu înțelegi că în eternitate nu există mai înainte și mai apoi? Asta există numai în timp, chestia asta. Cu toate astea sunt niște foarte multe elemente în Scriptură folosite pedagogic. Pedagogic, pentru da. Ca să le înțelegem foarte noi. Foarte adevărat, da. Problema noastră este că noi am făcut icoanele la Biserica Ortodoxă cu scop pedagogic, pentru că nu știam să scriem și am făcut icoanele. Categoric. Și după aia am ajuns să ne închinăm la ele. Da. Uite. Și dacă ajungem să ne întoarcem la subiectul nostru, da. Cum facem astfel încât să înțelegem că aici nu mai e vorba de paradigma, aici este vorba de felul în care înțelegem noi ca biserică, da. Raportarea la cele trei dimensiuni ale Dumnezeirii. Știu, da, acesta e lucru cel bun, dar a spune că acesta este sfârșitul cunoștinței e... Categoric. Nu, nu. Dar problema este că s-ar putea ca în partea cealaltă să fie sfârșitul cunoștinței. Ia. Și atunci mi-e teamă să las lucrurile deschise. Nu, și nu lăsăm deschise. Ce știm și ce ne-a descoperit, al nostru e prezent, discutăm pe asta pe mod okay. Sigur. Ce știu sigur și cu jurământ și până definitiv este că Dumnezeu este iubire. Asta o știu sigur, niciodată nu e și cazul. Și e vreo unul dintre ei care nu este iubire? Nu, tocmai asta este. Aici și atunci nu putem să vorbim despre egalitate în privința asta? Da, dar ca oameni, cum suntem noi, deci ca oameni noi putem să vorbim de lucruri. Okay. Putem să vorbim chiar de uniformitate, dacă este vorba, mergem dincolo de lucrul acesta. Adică nu cred că este vreo diferență în iubire între Tatăl, Fiul și... Cred că este... E tot. Nici nu facem această distinție în felul în care am vorbit despre... Deci aveți trei Dumnezei. Nu. Trinitate nu înseamnă lucrul acesta, nici atât. Problema nu este înțelegerea lui Dumnezeu, ci problema este aventurarea peste frontiera aceasta. Ok. Mulțumesc frumos. Asta mă ajută să înțeleg că da. Aș vrea să plecăm de aici mai zdraveni la minte și la teologie să decât sperăm, invers. Să sperăm, dar văzut că nu de fiecare dată sunt... S-ar putea ca prin răspunsul prim pe care l-ați oferit să fi înțeles altceva. Păi dacă am înțeles altceva, m-aș bucura să... Te rog. Eu vreau să te întreb pe tine. Ia, întreabă-mă. Corect. Aceasta înseamnă nu numai identitate, aceasta însemnează întrupare. Întrupare. Eu pot să reprezint vederile tale undeva, dar eu nu pot să întrupez. Pe când venirea Domnului Hristos a fost întruparea Dumnezeirii. El este imaginea vizibilă a Dumnezeului nevăzut. Nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu. Singurul lui Fiu, acela l-a făcut cunoscut. Aici trebuie să manifestăm modestia. Categori. Riscul cel mare, asta spune Moise acolo, dacă lucrurile descoperite sunt ale noastre și ce nu a fost descoperit, tăcerea e de aur. Citeam. Să ne împăcăm cu mister. Să ne împăcăm cu ideea de mister, dar mândria nu se împacă cu ideea de mister, ea nici nu are mistere. Aici e probleme de caracter. Am studiat mult și am vorbit cu foarte mulți oameni. Aroganță, mândrie, încredere în sine, tot felul de... Dom'le, vorbești despre Dumnezeu aceste lucruri? Da, păcat este că și viceversa este prezentă. Da, adică în momentul agnostic, în care... Agnosticul. Nu, că omul nu poate. Am avut un profesor care ne-a spus că noi suntem furnica după cizma vânătorului. Ce înțelege furnica de la vânător? Și am spus, vezi, uite, ai aplicat? Zic că ăsta e cel mai nenorocit exemplu care puteai să-l iei tu. În timp ce tu vorbești de furnică, dar subiectul e vânătorul.
Și zic, în timp ce vânătorul nu se poate face cunoscut furnicii, că el nu știe furnica, ce, limbajul și asta, Dumnezeu se poate face cunoscut prin întrupare omului. El nu ne-a vorbit din ce s-a întrupat. Același Iisus care s-a întrupat zice că eu am plecat și las un paracletos. Duhul Sfânt. Da? Da. Care este un alt mângâietor, care este prezent și are atribute asemănătoare absolut cu ale mele. Tot ce ne e descoperit în Scripturi, lucrul acesta e pentru noi. Ce nu e descoperit, cum este moartea, spre exemplu. Noi mergem în direct la capitolul moarte până în momentul în care țărâna se întoarce în țărână și suflarea de viață la Dumnezeu care a dat-o, dar omul în demonismul lui trece dincolo și creează cum trăiește sufletul pe acolo, ce face, ce drege. Nu, aceasta n-a fost descoperit nimănui. Acolo se, aici se oprește, aici este bariera și limita. Bun, mulțumesc. Ce înseamnă păcatul împotriva Duhului Sfânt? O definiție simplă și vă rog să nu vă complicați nimic, nu numai aici. Nu admiteți, dacă vedeți că un om explică prea mult de o chestie, înseamnă că n-a înțeles ce are de spus. E sigură treaba asta, da. Păcatul împotriva Duhului Sfânt este a respinge mărturia lui despre Isus. Asta înseamnă păcatul împotriva Duhului Sfânt. El vine aici să aducă mărturie despre Isus, El este prezent cu noi aici, în cuvântul care a fost astăzi și așa mai departe. Și Mântuitorul a spus, El va mărturisi despre mine. În momentul în care cineva respinge mărturia Duhului Sfânt despre Isus, în momentul acela a comis păcatul împotriva Duhului Sfânt, adică a rămas fără Mântuitor. Nu rămâne altă jertfă pentru păcat. În momentul în care ai respins mărturia Duhului Sfânt despre jertfa Domnului Hristos. Ce e de făcut? De aici mai e ceva de făcut? Mai este. Mai este ceva de făcut. Capitolul 6 din Evrei și 12 din Matei și 10 din Evrei. Capitolul 6 spune, măcar că vorbim astfel, prea iubiților, de la voi așteptăm lucruri mai bune care însoțesc mântuirea. A spus, e ogor care să pune foc și așa mai departe. Așteptăm întoarcerea voastră. Și în capitolul 10, la fel, același lucru. Adică Dumnezeu ne cheamă la o restaurare a sufletului nostru după ce s-a produs această depărtare sau despărțire. Bun, și ultima întrebare, zice, Dumnezeu are încredere în noi? Da sau nu, ce ziceți? Eram în casă la Câmp Lung și am vorbit noi doi în secret să fugim la Pitești fără asta mică, să nu luăm cu noi, că ne încurcă, pe acolo vreau să cumpărăm niște mobilă. Dar eu nu pot, mă doare inima când ajung în stradă, mă duc înapoi să văd ce mai face, ce zice, cum e după noi, dacă plânge, dacă e ceva, care e situația. E singură într-o cameră, acolo, se gândește la situația aceasta, că e posibil ca noi să fi plecat fără ea și zice cu voce tare, nu pleacă Nicolae fără mine. Și atunci m-am dus și am luat o spinere și am coborât cu ea la mașină. Să-ți iei lotul, păi dacă a spus că nu pleacă Nicolae, nu poate să plece fără ea. N-are cum. Adică încrederea aceasta pe care o avea ea în mine m-a obligat. Când Dumnezeu l-a ales pe Iov, nu a dat cu zarurile, ci a știut. L-a cunoscut și eu îl cunosc. Eu știu care să poruncească familiei lui după el, să țină căile lui Dumnezeu. Nu a fost chemat oricine, oriunde a câștigat licitația aceasta, ci un om cunoscut de Dumnezeu. Yes, Dumnezeu are încredere în noi și mă rog lui Dumnezeu să putem onora încrederea pe care ne-o acordă El. Amin. Yeah.